Salut! Sunt Paul Pădurariu și îți urez bine ai venit la Magia Anunții. Suntem la episodul 2 din sezonul 4 și l-am alături de mine pe un om drag, un om cu care am început acest proiect. Proiectul Magia Anunții a început cu el, cu Vlad Croitoru. Bine ai venit lângă noi din nou, Vlad, bine ai venit în noul nostru studio. Sper că îți place. Salutare. Cum am crescut în acești 3 ani. Foarte fain, foarte fain. Așa, hai să... Sunteți foarte mulți dintre voi care ați văzut primul episod, a fost un episod foarte, foarte bun. Și am zis să ne revedem după 3 ani, să vedem ce mai facem, ce mai așa. Cine ești tu, Vlad? Păi dacă v-ați uitat, dacă te-ai uitat, tu ai fost lângă mine. Cine s-a uitat la primul podcast deja? Dar sunt sigur că nu doar subscriberii, ci avem și noi oameni care se uită și auzim de... Sunt Vlad Croitoru, solist vocal într-o formație din Iași, interpret de muzică populară și toate cele ce se ascultă pe la un eveniment. Așa, de cât timp cochetezi tu cu muzica? Nu, cu muzica eu cochetez cam de când m-am născut. La mine în familie s-a cântat mereu. Când ai, te-a născut, ai început să urli. Direct, ce show. Gata, am făcut show. Da, o zi, gata, show. Show, nu? Când a... Da. S-a cântat la mine în familie, toți au cântat. Și eu m-am apucat așa mai în serios... pe când lucram prin construcții, prin Anglia, știi? Aici poveste. Da, hai da, că da, nu, da. Nu știu dacă am făcut cam de toate, am făcut cam de toate joburile, toate felurile de joburi. Cum am apucat eu de muzică, eram prin Anglia, lucram prin construcții pe la curățat de metrouri. Acum 12 ani. Și vedeam, bine, eu cochetam așa un karaoke, o petrecere acasă cu prietenii, cu... Na, cum? Dar nu pe bani neapărat. Fără bani, îți dai seama. Bine, și acum mă uit fără bani, stai, știți. Am eu o combinație. Așa, și erau mulți care cântau. Nu neapărat îmi plăcea de toți. Erau la un moment dat câțiva, mă uitam la ei și ziceam, bă, eu parcă aș cânta mai bine ca ăștia. Și am dat anunț pe internet, pe Români în UK. Sunt grupuri cum sunt și la noi, știi? Solist vocal, caut formație, știam 3 melodii și alea pe caiet. Bun, da, bun. M-a sunat o formație de acolo, m-au chemat la ei acasă, la probă. M-am dus, am cântat ultimul tren de-a lui Gheorghe Gheorgheu. Dacă știi piesa, da. Nu știu, cum sună? Tu ești ultimul tren pentru mine... Tu ești ultima gară din drum. O ascult tu acasă. Fine. Așa, am cântat piesa și omul a zis că, băi, de sâmbătă mergi la restaurant. Și așa m-am apucat de cântat. Nice. Și cât te-a ținut în Anglia? În Anglia am cântat cam 2 ani de zile. Și după aia te-ai gândit să... După aia m-am gândit să vin la acasă. Te-a atras magnetul patriei în Anglia. Mai mulți bani? Mai mulți bani acasă decât la Anglia? Viață frumoasă, familie, anturaj, prieteni. E mai frumos acasă, nu? Corect. E mai frumos acasă. Mă bucur să aud că sunt și români care se întorc acasă și spun că e mai bine. Eu zic că și aia care spun că rămân acolo toată viața, eu zic că și ei își doresc zilnic să vină acasă. Bun. Și ai venit acasă. Da. Cum a decurs? Deci, să înțeleg, acum vreo 10 ani. Da. Acum vreo 10 ani. Am venit acasă, m-am alipit de o formație de prin Suceava, am cântat vreo 2 ani de zile acolo. După care o formație din Iași avea nevoie de solist. Tot așa. Așa. Până și ai când... ajuns să registrezi propriile tale videoclipuri, am văzut. Da. Majoritatea videoclipuri de muzică populară, folclor. Folclor. Câte clipuri ai acum? Am 5 clipuri. Fain, piesele tale. Am văzut că ai registrat cu oameni fain. Povestește-ne despre unul din clipurile tale. Care ți-e cel mai drag? Bine, cred că la fel ca și mine, că să-mi spui care e cea mai dragă poză, e greu. Toate ți-s dragi că le-ai făcut tu, știi? Le-ai făcut tu și... Da, să zic așa, un proiect foarte fain. Sau care a prins cel mai bine la public. Da. Care... E piesa care se numește La mulți ani casă de piatră. Că tot e, da, bune, da, e tot compusă vorbim special despre nunți. Pentru nunți, da.
Strigă tare toți nuntașii, la 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 la, să intre în horă nașii, la 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 la. Socru mic și soacra mare, la 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 la, astăzi este nuntă mare, la 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 la. Mirii joacă lângă noi, la 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 la, și nuntași doi câte doi, la 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 la. Le urăm cu toți odată, la 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 la, la mulți ani, casă de piatră! Bravo, Vlad! Super! Dacă aveam acum și un par de vin ciocneam frumos, dar dacă tot ne-am schimbat, aduceam, dacă n-ai zis nimic. Schimbat stilul de viață, dragule, nu mai e, și am zis cât mai puțin alcool să știi, și să nu promovăm asta. Te invidiez puțin, de mâine mă apuc și eu. Dar de ce te apuci? Nu știu dacă mă trezesc. De alergat. Nu e numai alergat, e tot sistemul, da, așa, corect, e un reset corect, la sistem, știi? Da, m-ai pus pe gânduri oricum. Te-am pus pe gânduri, nu? Da, de ce? Păi uite-te la tine și uite la mine. Păi nu știu, n-ai... Acum, Mihai, tu dai cadru, știi? De ce, mă, uite, tot tineri frumoși sunt. Da, mă, tineri frumoși, dar uite la mine, se cunoaște. Băi, uite ce aici, uite la tine, ești exact cum trebuie, ești mai tânăr. Mai, știi cum e, noi ne-am văzut de vreo 2 ani, cred. Da, avem aproape 2 ani de zile când ne-am văzut. Acum 2 ani erai mai mult ca mine. Da, eram cu vreo 25-30 de kg mai mult, era distracție, era mai greu de dus. Nice. Și acum ce proiecte frumoase ai? Hai să vedem. De un an de zile m-am hotărât să-mi fac propria trupă. Așa. Orchestra frumos. Mea. Eu activam în o orchestră făcută de altcineva, știi? Și mi-a luat inima în dinți și am zis că, băi... Ai încercat să mergi și pe zona doar de solist la un moment dat și... Da, dar e greu, adică spiritul nu că e greu. Antreprenorial, ai vrut să menegeriezi frumos, să crești frumos. Și în continuare pot să merg și singur la un eveniment dacă sunt chemat, dar e mai ok când ai și bandul tău, știi? Te simți mai altfel, ești ca într-o familie. Știi? Când te duci acasă, dacă ești singur, pentru că e aiurea, nu? Da, nu știu cum e, dar sunt sigur că e. Nici nu știu, mulțumim, cunosc. Doamne, da. Slavă Domnului că... Deci ca atunci când te duci acasă și ești singur, la fel când te duci la o petrecere și cânti cu negativ. Deci, de fapt, negativul, ești singur. Așa, când ești cu prietenii, parcă ai altă stare, ești altfel. Nice, foarte interesant. Și ce proiecte interesante ai pe anul ăsta? Pe anul ăsta vreau să-mi duc la sfârșit toate evenimentele pe care le-am contractat deja. Să dea Dumnezeu să mă mai sunați, că mai sunt locuri. Foarte bine, am văzut pe Instagram acolo la el. Mai avem late libere pe 2024. Da, și pe Facebook mai pun. Sunt puțini care încă mai caută pe anul ăsta, dar eu sunt sigur. Mai sunt. Că proiectul tău e nou, dar tu meseria asta ai, cum spuneai, peste 12 ani și întotdeauna petrecerile cu tine au fost foarte reușite. Mulțumesc. Da. Uneori când nu ajung eu la petreceri sau plecam mai devreme de la petreceri, îmi trimitea înregistrări pe WhatsApp, că uite ce ai pierdut. Da, îmi doresc, chiar îmi doresc să reluăm stările alea care le aveam noi în trecut, știi? Da, mai răruț că e mai drăguț, am spus cu un nou stil de viață. Bine, putem să consumăm și apă, să cântăm, să ne distrăm la fel, da. De ce nu? Da, că încercăm. Hai să-mi povestești așa, cum e viața de solist? Noaptea vestră, ziua tristă. Asta e viața fain. De artist, știi? Da, e faină. Păi, dar solistul e artist. Adică da, bineînțeles, da. E faină, știi cum e, când ai un... E ca un job, până la urmă, știi? Că da, e o meserie, cum povesteam, da. Când te trezești dimineața Dar și... Dar e o meserie care o simți altfel, adică nu e jobul ăla care te duci la birou și îl faci că trebuie să-l faci ca să iei salarul pe anumite dată. Și acolo sunt anumite joburi care le faci din plăcere. Da, dar majoritatea nu sunt... Deci ce am văzut în jurul meu, toată lumea, bă, ești norocos că faci ceea ce îți place și ceea ce ai darul tău de la Dumnezeu. Mulțumesc să-l faci. Mulțumesc Dumnezeu, da. Asta e și rând. Cred că faci munca cu altă... Și IT-știi și, nu știu... fizicienii, chimiștii, exact. Toți au un dar de la Dumnezeu. Adică Dumnezeu i-a pus pe fiecare pe poziția lui, că dacă nu i-am avea și pe ce facem? Cântăm toți? Fotografiem toți? Știi? Da, și asta ziceam. Știi, că dacă... Ca și ultima piesă lui Smiley, știi, cu oameni. Corect. Că avem nevoie de toți dintre noi. Asta ziceam, că dacă te trezești vesel, bine dispus, că băi, știu că trebuie să plec să... cânt sau să fotografiez sau să lucrez la birou, să fac un proiect despre o mașină sau... Deci când îți place, te trezești vesel și pleci, cu altă poate forță. Să-ți bei cafeaua acolo.
nu ți-o mai bei acasă, că abia aștept să fii mai mult acolo, cum ar fi, știi? Adică eu de multe trebuie ori... Trebuie să fii și un echilibru uneori, știi, între viața da. Personală și între familie, că cred că aici e cel mai greu la noi, că devenim niște workaholici uneori. Da, da, eu oricum am preferat să nu mai îmi iau atât de multe evenimente. Adică mai ales acum ești tată proaspăt din nou. Să nu crezi acum că am... De când ne-am mai văzut, ești tată proaspăt din nou. Da, am 3 copii. Felicitări, bine ai venit în club. Mulțumesc. Bine ai venit în club. Ziceam că să nu crezi acum că am zis că nu mai îmi iau atâtea evenimente ca să mai stau cu familia. Nici înainte nu aveam foarte multe evenimente și nici acum nu am. Îmi iau atâta cât pot să duc. Că dacă îți iei, știi cum e, îți iei 80 de evenimente, dar nu poți să dai randament la toate. Sunt foarte multe trupe care au o căruță de evenimente. Dar eu bag mâna în foc că nu la toate evenimentele ești același. Dacă ai 5 evenimente la rând, mai ales ca solist vocal, îți corzi vocale, nu instrument. Fiecare are trucul lui, instrumentul. Fiecare are trucurile lui ca să poată să facă față corect. Fiecare își managerează viața și business-ul, că până la urmă e un business pentru fiecare dintre noi, ca să fie bine pentru toată lumea. Știi că dacă ai anul ăsta 80 de evenimente și dai kicks la jumate din ele, la anul o să fie cam cu virgulă. Băi, eu nu mă laud, am 85, glumesc. A, felicitări! Glumesc, la, nu. La 95. Dacă... Stai liniștit, nu. La, pentru mine, să ai multe evenimente înseamnă să ai 25-30 de nunți ca să poți să le duci cu brio pe toate. Dai. Și să fii ok la el. Uh-huh. Și da. Cum ajung clienții la tine? Facebook, YouTube și cel mai mult și încurajez chestia asta live. Recomandările. Păi da, că mă întâlnesc cu mulți miri care spun că da, am văzut pe YouTube, dar... Nu știu, că poate e registrat în studio, poate... Corect. Sau sunt clipuri, foarte multe formații își pun live-uri sau clipuri. Bun, în sală se aude într-un fel, dacă filmezi cu telefonul, nu ai acela sunet, exact. Nu? Și atunci dacă postezi pe YouTube un clip care nu are un sunet ca lumea, posibil tu când vezi trupa aia, dar nu se aude bine. Dar când te duci live, spun că recomanzi... Da, eu recomand să meargă mirii, să asculte prestația formației sau a DJ-ului, că până la urmă și DJ-ul prestează tot muzică. Deci să meargă să-i vadă live la eveniment. Păi când ai eveniment? Peste o lună de zile, peste o săptămână, peste două luni, în data de. Îți faci timp, jumătate de oră, du-te și-l vezi live, să-l vezi cum se comportă. Sau nu contează dacă ai peste un an, să te mergi din timp. Nu contează întotdeauna doar cum cântă. Contează și comportamentul pe scenă. Contează el ca om. Chimia dintre tine și formație. Și invitați. Că poate să-ți cânte, nu știu, să fie cea mai mare voce. Nu știu. Dar dacă tu, când vorbești cu omul ăla, e arogant și e aiurea și nu te simți bine când vorbești cu el, nu știu, părerea mea. Adică eu mi-aș lua să-mi cânte la nuntă pe cineva cu care pot să relaționez, să mă simt bine atunci când îl văd, când vorbesc cu el. Adică să spun că, băi, aș sta cu un șpriț la omul ăsta. Cu nice. Așa e interesant. La fel povestesc și eu cu partea de foto, dar acum vorbind de muzică, e foarte important ca omul să poată să intre, să relaționeze cu invitație. Cum spuneai tu, că e vedetă și să cântă bine doar în fața microfonului și stă acolo în locul lui. Corect. E unde e atmosfera, să intri, am văzut că tu faci chestia asta și intri foarte mult mie cu ei în horă, intri și la ușoară și la momentele de clubbing. Intru în horă la ușoară. Da. Intri în horă la ușoară. Bună asta. Așa. Și cum vezi tu, cum decurge o întâlnire cu clienții la tine? Mă, la fel ca și la tine, la fel ca la toți. Prima dată te sună omul, nu? Așa. Contează foarte mult și cum vorbești la telefon, părerea mea. Da, știu. Am pățit-o, că am făcut o recomandare și m-a sunat, am văzut materialele, e mișto omul, dar a răspuns ca și cum îl deranjam. Adică eu vreau să-i bag bani în buzunar, vorba aia, pe bunii, știi? Și ăla de acolo, exact ce spuneai, știi? O fi fain ce faci, dar contează mult. La mine cum decurge? Deci vorbesc cu respectivii miri la telefon, să spun, da? Mă pun, e normal, că
toți te pun să-i prezinți o ofertă prin telefon și ajungi la preț. Le spui prețul. Imediat prețul la telefon, nu? Da, păi asta se cere. Asta treabă, salut, cât costă? Sunteți, nu știu ce și cât costă, știi, prin telefon. Eu le spun și prin telefon chestia asta, știi, le spui prețul până la urmă, da, că asta, e bine de asta să, te-au sunat. Da, e bine, înainte de întâlnire să știe măcar, da, ca să nu se spire, da, atunci, da, sau da, poate... Ulterior, ce fac? Salvez numărul, ca să știu dacă mă sună după aia, știi? Să știu de unde leacă. Dacă e frumos, știi, când te sună a doua oară, salut Mihai. Mihai, salut, da. Florin. Ah, păi uite, vezi că a avut interes. Da, știi? Da. Bun, salvez numărul și ce fac ulterior? Îi trimit oferta și pe WhatsApp. Ce am vorbit noi la telefon, că dacă uită, știi, bă, dar ce mi-a zis ăla? Mm-hmm. Nu, îi trimit și pe WhatsApp frumos și după aia dacă îmi răspunde la ce am trimis-o pe WhatsApp, atunci îl invit și la o întâlnire. Plătesc eu cafeaua. Plătești tu cafeaua. Oh, bun. Foarte bun. Înseamnă că te sun, că ați mă scuz la o cafea. Da, nu-i problemă. Asta, te aștept la studio. Bine ai venit. Interesant. Și la cafea ce se întâmplă? La cafea îi prezint detaliat. Odată ce vine la cafea, înseamnă că e interesat deja. Uh-huh. Că nu, dacă nu e interesat mai în normal, detaliu, nu-și pierde nu timp. Mai vine la cafea. Da, da, da. Eu când mă duc la cafea, iau și contract cu mine oricum. Bun. Când mă așez la masă, pun contractul în dreapta. Ca să vadă pentru ce ne-am văzut aici. Da. Și îi prezinți omului cine ești, exact ca și cum m-ai întrebat. Bine, că el deja știe cine ești odată ce te-a contactat. Îi prezinți în mare formație, îi spui ce cânți, ce faci. Îl întrebi dacă te-a văzut la vreun eveniment, de unde are recomandarea și tot așa. După care tot decurge la sine. Și tu de obicei ce cânți? Eu cânt ce-i place omului. Adică eu nu sunt un om care sunt taxat să spun, băi, când numai populară, când numai ușoară, când numai... Eu cânt ce-i place omului și ce-mi place și mie, până la urmă, că sunt foarte multe melodii care te chinui să le cânti. Mai bine le cânti. Dacă omul insistă, o cânti, de dragul lui. Nu, de dragul lui tot, da, o cânti, nu? Dar sunt melodii, știi, care nu ți intră în cap, nu ți plac. Dar le cânti dacă trebuie. Dacă trebuie, le cânti și pe alea, nu? Bun, și la o întâlnire cu clienții, care ar fi întrebările care ar trebui să le pună clientul ca să fie el mulțumit, să fie împăcat? Sunt întrebări care ei ar trebui să le pună și nu le pun? Sunt, dar înainte să-mi pună ei întrebări, ei sunt, nu, sunt cam reticienții așa când vin. Păi de asta te întreb. Zici, tu, să spui, mamă, ce tu, eu, să mă vând, cum ar veni. Da, exact, să mă vând. Așteaptă să te vinzi tu. Stai așa să mă gândesc, aveam în cap o lungă listă, dar m-a disperat. Stai să iau o gură de apă. Iau o gură de apă, face pauză publicitară și dacă e tot pauza publicitară, vreau să vă povestesc despre prietenii mei de la Serusi, care mă îmbracă de fiecare dată în cadrul podcasturilor și la anunțile voastre, de multe ori vin în haine de la Serusi și au în perioada asta, până la finalul lui februarie, o mega promoție de până la 50%. Deci nu ratați, îi găsiți pe Bulevardul Ștefan cel Mare în Iași. Sigur veți găsi atât costume de ceremonie, cât și haine mai casual sau smart casual, dragilor. Moment publicitar. Cât e pauză, eu mă duc la ei. Super! Așa, să revenim la tine, Vlad. Da. Asta e foarte important. Ai fost la Serusi. Bă, frai. E foarte important că de multe ori oamenii nu știu ce să te întrebe. Că, în afară, știi, te sună cât costă. Da. Dar nu te întreabă. Am găsit situații care nu știu câți membri sunt în formație și poți să te trezești în ziua anunții că tu în loc de 8 meniuri sau 8 scaune la mese, corect, tu ai numai 6 sau alte chestii. Sunt întrebări care care miri nu le pun sau care îngrijorări care le au ei. Da, deci eu când îi văd că nu prea știu ce întrebări. Sunt așa, știi, cât costă? Când și popular? Da. Chestia e că dacă tu nu vorbești de la început niște chestii cu ei, s-ar putea să te trezești la nuntă că ori nu ești pe placul lor, ori nu ești pe placul invitaților, ori ei nu sunt pe placul tău. Da, știi? Comunicarea e foarte importantă, asta e că te poate veni cu tine fiindcă i-a recomandat un prieten, un văr, corect, dar poate el nu are aceleași gusturi muzicale cu vărul. Asta vreau să zic. Ce vreau să zic? Când mă întâlnesc eu cu ei, că nu zic că trebuie să facă vreun solist sau vreo formație, ce fac eu? Nu! Zic ce fac eu. Mă întâlnesc cu ei, da? Și eu prima oară îi întreb, ai văzut ce cânt? Ai văzut ce fac la nunți? Da, ok, da, îmi place ce faci tu. Bun. Vă place foarte mult, vă mulțumesc din suflet. Dar invitaților voștri,
Și atunci intri în altă, în altă zonă care da. Să se gândească la toate aspectele. Și atunci tu întrebi, ce fel de invitați aveți? Din ce zone sunt? Că acum nu mai este nicio rușine. Da, întrebi, rural, urban, de unde sunt, ce ascultă, ce ală, ca să știi, băi, mă pretez evenimentului ăsta, ăstuia sau nu. Poți să-i fac mulțumiți pe toți, că miri, ok, sunt mulțumiți, că de asta mă iau. Dar eu trebuie să-i fac mulțumiți pe toți, ca la sfârșit mirii să fie mulțumiți. Că dacă toți invitații nu sunt mulțumiți, mirii dacă o parte nu vor mare fi din invitați, că sunt într-adevăr... N-ai cum să-i mulțumesc pe toți, niciodată. O parte mare. Corect. Că sunt mulți miri care își iau mâncarea care le place lor. Da. Își iau formația care le place lor. Da. Dar fără să se gândească că da, ei greșit. Mai au încă cel puțin 100 de oameni, de obicei, 150, 200, câți oameni au bucuria să fie alături de voi, de ei și să petreacă, de multe ori nu se gândesc da, asta în zona asta și de asta greșeala, e foarte bună întrebarea ta. Cea mai mare greșeală. Cea mai mare greșeală. Deci dacă vrei o nuntă reușită, trebuie să te gândești în primul și în primul rând la ce invitații ai, ce muzică ascultă în general, ce, cu ce se distrează. Adică eu mă gândesc că invitații pe care îi ai la nuntă, măcar un sfert din ei sunt din anturajul tău. Așa ar trebui. Nu? După aia anturajul nașului, anturajul părinților și tu știi ce anturaj ai când mergi la petreceri, când mergi la asta, ce muzică se ascultă, pe ce vă distrați, știi? E cel mai important, adică să fim serioși. După orice altceva, în primul rând, oamenii se distrează dacă e muzica bună, contează foarte mult. Da, adică da, și da. Eu am de ce poza și oamenii se distrează. Corect. Adică dacă dai kicks la capitolul muzică, ai dat kicks la mâncare și la băuturi, că nu mai mănâncă omul, nu mai beacă acasă. Degeaba poți să-i pui tu fonfleur sau sarmala cea mai bună de pe lume cu cel mai bun ardeal. Dacă tu... Normal. Dacă omul stă, vede pe ăla pe scenă că e plictisit și... Sau nu neapărat că e plictisit, dar poate cântă... El poate face tot posibilul. El își face treaba, dar e pe treaba lui care nu el se pupă ce știe cu... El, Dacă tu ți-ai o trupă, să spunem că tu ești rocker, ți-ai o trupă de rock și în sală ai jumătate, trei sferturi de zonă ai rală, reținut, cum ai spus tu. Ai reținut de la primul podcast, îți spuneam asta cu rockerii. Cu... A rămas acolo în subconștie. Păi normal, dacă tu ai trei sferturi, jumătate de nuntă sau numai un sfert de nuntă, rockeri, nu? Păi dacă și stai puțin că mai sunt la nunți ăștia care bagă intrici, știi? Îi vezi pe afară, pe la fumat sau îi mai vezi, bă, dar ce cântă ăsta, bă, nu am nicio legătură. Păi uite-l, ia uite, ce treabă. Păi, nu trebuie să te gândești dacă ai, cum am zis, anturajul muzicii ăsteia sau nu. Da. Foarte important, foarte important. Și ei de obicei se gândesc? După ce le zic, clar. A, după ce le zici, dar de obicei? Mă, la început, așa, 80, cred că 60-70% ei merg pe chestia asta, ce ne place nouă. Ce ne place nouă, nu? Fără să se gândească și în zona asta. Puțin sunt care se gândesc de la început. Am înțeles. Și altceva, ce ar mai trebui să știi? Încă o chestie și după aia trecem la altceva. Ei mai văd, de exemplu, pe YouTube sau pe Facebook sau unde mai punem noi filmulețe. Mamă, ce atmosferă ai făcut acolo, toată sala era sus, fotografia aia, cum o faci tu cu toată nunta acolo. Cu, știi? Așa. Și eu le zic, da, și la voi poate să fie la fel, dar depinde de invitații voștri și de voi. Da. Mi s-a întâmplat să merg la nuntă și să vreau să fac chestia asta cu fotografia. Dacă sunt 300 de invitați, să-i aduc pe toți pe scenă. Mi s-a întâmplat să spun, știi cum îi aduc eu, bine, că îi aduc pe un ritm, pe o melodie. Mă rog, ai învățat de la mine, așa, da. Lasă-mă, că toți învață. Așa. Selfie-ul lui Marca Paul Pădurariu, reinterpretat de Vlad Clăitoru. Lasă, că făceam împreună, mă, eram la castel și făceam împreună toate. Dacă vă uitați la selfie-urile alea al lui Paul Pădurariu de acum 8 ani în urmă, când eram la castel. Dar nici eu selfie-ul ăla, într-adevăr, selfie-ul ăla nu pot să-l fac. Ca să-ți explic o chestie. Tu n-aveai cum să-ți aduci tu pe scenă să faci selfie fără mine. Asta vreau să-ți spun, că eu nu pot să fac selfie-ul ăla fără ajutorul formației, fără ajutorul solistului. Noi am dat startul, împreună am dat.
Bravo, aia e Vlad. Ceilalți care face asta, ce-ți bani lui Paul prima oară. Și Vlad. Și trupele, am văzut că le-au foarte multe trupe. Da. Hai să facem poza mare. Nu mă gândesc, mă, fraților, noi să făceam de 8 ani. Da, mă, și ziceam că sunt nunți unde sunt invitați reticenți, care nu vor. A, de bă, dar ce mă cheamă pe mine ăsta când vrea el, mă cheamă pe scenă? Păi ies când vreau eu. Ei, alea sunt nunți unde tu nu ai cum să faci atmosfera aia pe care ți-o dorești când ai invitația aia, știi? Da, când nu vin oamenii cu chef de distracție, cu chef de party, ce mai povesteam și cu alți invitați. Da. Mă, trebuie să fii acolo, să... Da. Păi de ce mă anuntăm? Să-i patizez, să vadă ultimele joale. M-am luat sacoul de la Serezi, exact. Să facem story-le pe Instagram, să pui mail. Da, o fost ăsta la mine, la nuntă, trebuie să mă duc. Dar nu ești fain în poză dacă nu te distrezi. Cum ești în poză? Păi nu, când face soțul și 700 am de story, mai fac un reel pe TikTok sau ce, astea, știi? Nice. Deci trebuie să... Da, obligatoriu te gândești la invitați. Și cred că foarte mult contează să fie Miri acolo, pe scenă. Miri să și Nașii pe Socri. Ring. Miri, Nașii, Socri. Ăștia trebuie să fie pe ring. Obligator. Dacă nu fie pe ring, cred că nu. Degeaba te chinui tu și... Poți să fie și invitații cu chef de party, chef de așa, la un moment dat corect. Să zic, bă, dar ei stau la masă și mănâncă și stau cu fețele alea, când ceva nu intri. Nunta e o poveste. Este o poveste. Este normal că e o poveste. Dacă personajele principale nu sunt iau în parte, prim plan, păi cum vrei să vină, mă, personaje secundare? Păi nu, n-ai foc fără flacă, fără scânteie. Da, n-ai tracțiune. Da, foarte important. Păi asta e o chestie care eu încerc să le spun Mirilor și de asta te întreb și pe tine, poate să nu fie doar părerea unui fotograf, știi? Da. Și tu din partea aia, dacă Mirilor și Mireasa, eu nu știu să dansez. Dansez cum poți, mă, cum înveți, în seara aia înveți. Da, eu nu știu din astea, dar eu n-am mai... Atunci ți-ai... Dar eu nu-s cu dansatori. O trupă sau Miri care să-ți cânte ție acasă, că nu dansezi, dar acolo trebuie să dansezi, că ești la nuntă, frate, ți-ai luat o trupă care să-ți cânte, tu vrei ca toată lumea să fie pe ringul de dans, păi ești acolo, faci tot posibilul să dansezi, nu contează cum, dansezi. Dar ce trebuie, dar lasă să distrezi ei. Nu, eu tot le-ai spus, băi, oameni buni, oamenii nu dansează dacă nu-i Mirile și Mireasa, măcar, corect. Cum ai spus tu, Sfișnaș, Soc, păi ca să-și ia ideal. Fiecare trupa, da. Să-și ia fiecare oameni apropiați, haide, de multe ori vezi și iese omul ăla că o dată de două ori, dacă vede că nu iese exact cum ai spus. Știi tu, personaje gândesc? Principale. Părerea mea, gândești, știi, când, dacă nu vezi Miri, Nașii, Socri pe ringul de dans, te gândești, bă, ăstea-s plictisiți, vor să termine nunta mai repede, să nu să le dăm bani, să plecăm, nu? Să așteaptă ăștia, vor să termine mai repede, le dăm bani. Exact, și... dar când tu îi vezi acolo suflet și trup pe ringul de dans, nici n-au mâncat, nici n-au băut nimic, sunt numai acolo, se distrează, vrea să iasă în nebunie. Păi, da, și atunci mi-este și mie frumos. Și atunci mi-este și mie pozele frumoase. Și atunci și omul o să fie, și implică să fie mai frumos. Corect, și totul să fie super, super și bine. Și la mine la sfârșit e mai frumos, că a ieșit extraordinar și, știi, da, știi, o cafea. Dar a ieșit extraordinar. A ieșit extraordinar și sunt sigur și cei din invitație o să uite, bă, ce mișto a fost formația aia. Corect. Dar nu ține, asta vreau să povestesc, ține de foarte mult de formație, dar nu numai de formație. Absolut. Că poate să spună că, bă, știi, formația aia nu prea a făcut atmosferă. Fraților, au schimbat săracii de pe urit pe altul, pe o horă, pe o bătută, pe o sârbă și a dat și pe un blues și a dat și Biugi Mafia și ce mai vrei tu. Exact. Și voi nu v-ați ridicat deloc. Da. Știi? Și pe la 3 dimineața se trezesc după ce s-au chelchelit bine. Uite, ăștia nu cânta nimic. Da. Uite, încă o chestie care o fac eu împreună cu formația mea. De la noi orchestra, apropo, se numește. Oh, de la noi orchestra! Știi, știi cum mi-a venit în cap numele ăsta? Cum ai botezat? Trebuia să pun, să botezăm, nu? Trebuia să botez formația. Așa. Și, trebuie ceva autentic, trebuie ceva de la noi, bă, de aici, de la noi trebuie ceva. De la noi, mă, gata, de la noi. De la noi orchestra. Știi, când te întreabă ceva, de ce ți-a cântat, mă, orchestra de la noi? De la noi. Da. Bun, mă, bun numele, bun, tare. Și cât ceva să-ți rămână în cap, știi? Dacă nu sunt atâta praf în ochi, omul cu șobolani, nu contează neapărat numele, nu poți să pui orchestra fantastică sau orchestra, nu știu, mă, nu era fantastic, bombastic. Este, mă, da, era adică bombastic, fantastic, ce era? Era Romeo fantastic, Știi, părerea mea că nu contează la început.
atât de mult să fie un nume fastuos dacă tu nu faci fastul ăla, știi? Da, mai da, degrabă da. Ia și fă fast și lasă să... Da, când te gândești de la noi, știi că e ceva popular, e ceva... Da, adică da, nu, da. Popular în sensul nu de muzică folclorică, e popular așa, e da, acolo, da, da, din, da, da, din popor, de acolo sunt totuși, va fi o atmosferă familiară, da. Să zicem așa. Cât sunteți în trupă chiar? Suntem 8. 8? Da. Oamă, așa mult sau așa puțin? Oamă, de ce mulți? Nu e mult sau puțin? Că păi... sunt și trupe de 4, sunt și trupe de 15 și de probabil și de mai 20. Da. Te-ai dus pe optima, zice, la 8. Eu am zis să fie din toate câte un pic. De toate câte un pic? Adică să am, ce înseamnă? Adică să poți să cânt aproape toate genurile muzicale. Că dacă tu ai numai o orgă sau numai o orgă și un saxofon sau numai un acordeon, n-ai cum să cânti. Și nici prea mult nu e ok. Nici prea, nu că nu sau e ok. Sau nu e zona ta. Nu e zona mea, adică nu e zona ta. Și tu ce? 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 Ce țambal ai? Ce instrument de ai? Țambal. O, așa, deci am nimerit. Țambal, orgă, clape. Orgă. Așa, acordeon, saxofon, vioară. Orga care poate să facă tot. Na. Nu. Țambal? Saxofon, vioară, acordeon, darabană. Bă, dar darabana e acum nelipsită, da, nelipsită darabana. Om special pentru asta, adică nu un om... Adică nu mai trebuie să mai dau pasul de euro pentru darabană, nu? Nu știu cât dă lumea pentru darabană. Îți spun eu. Da, am înțeles. Așa, voce depinde de la cine. Deci Toni, care e topul pe darabană, pe ea și undeva la 400 de euro, nu ce știu cam eu. Cam ieftin. 400-500 de euro. Mai crește, mă, Toni. Așa era, poate mai crescut. Da. Dar Toni, na, e pe solist pe zona aia lui. Da. Și fain că ai luat, da. Așa mai face omul. Da, darabana nu e un dar instrument. Dar cred că e un moment, nu? De darabana. Nu, păi asta vreau să-ți spun. Că, nu că e... toată lumea vede ca momentul de darabană. Faci, băi, l-au ridicat în ultimii ani băieții, stil Toni. Toni, că el a venit primul. Da. Că a făcut în Fratelli sau unde mai performa el. Nu mai zic nume, că trebuie să cerem bani. Păi, să tai asta, Mihai. Fratelli, nu. Toni e prietenul nostru. Da, Toni. Darabana nu e un instrument pentru neapărat de muzică de club. Poți să faci muzică de club. Multă lume face darabana pe manele, adică am văzut. Darabana este un instrument oriental. Deci e exact pe zona aia. În altă parte. Că l-au adaptat ai noștri și l-au făcut pe club, păi până la urmă când dacă pui melodia aia de house la nuntă, nu se distrează lumea la fel ca atunci când bate și darabana. Știi de ce? Că n-au nimic... Că lumea de fapt vrea altceva, mă. Că lumea de fapt vrea, păi când bate în darabana aia și e house pe house, muzică house pe fundal, deja ai transformat-o în orientală. Ai făcut un house oriental ăsta. Ai înțeles? Oh, interesant, da. Păi, nu? Uite-te puțin, da, la clipuri. Mai mult. Păi bate darabana pe ritmuri orientale și e muzică house. De fapt, lumea vrea muzică orientală. Știi? Dar nu vrea să recunoască. Aia. Da, păi dacă darabana e pentru muzică orientală în principal, atunci eu am zis că să fie și darabana, să bată și la oriental, să bată asta și o să facă și momentul ăsta de club. De clubbing. La... Aveți și momentul ăsta de clubbing, da, nu? Da, fine. Pentru aia care vor, nu e impus, știi? Și mai colaborez acum, bine, e al nouălea om, dar asta nu e un om din formație, să spunem. Ok. DJ pentru pauze. Da, chiar mulți, ia să povestim. Mulți zic că... Combinația asta, DJ și formație și DJ, interesant. Mulți zic, dar ce, mi-au și DJ dacă mi-am luat formație, că ori cântați voi sau dacă mi-aduci și DJ, voi nu mai cântați sau cum? Nu. Așa, ca să poți să faci tu pauze mai lungi, mă. Nu, mă, n-ai treabă. Nu, dar să știi că noi luăm pauzele de obicei când iau pauze și oamenii. Am înțeles, cam cât durează o pauză? Hai că revenim după aia la DJ, da? Ca să zic acum cu pauzele. Deci, noi luăm pauzele când iau pauze oamenii. Dacă mie omul îmi dansează la nuntă 2 ore continuu, eu cânt 2 ore continuu. Doamne ajută, de bea aștept să văd la cum mă trec. Formația la mine... Da, pe 14 iunie. La mine dai formația... Dai că nu la mine, să... Da, înțeleg, da. Ne vedem la petrecere. Cum văd eu chestia asta cel mai bine formată. Formația să ia pauză când ia și omul pauză. De ce? Omul să ia pauză când se aduce mâncare, nu? Să fie caldă, să fie ok. Când omul
se duce să mănânce, mă duc și eu să mănânc. Că dacă omul stă și mănâncă, atunci eu dacă o să cânt, omul nu o să mai mănânce probabil dacă îi place atât de mult. Mă, depinde care... ce cânti. Păi asta zic. Că poți să faci și muzică de ascultare. Da. Adică program de ascultare. De... Corect. Dar îți ziceam de pauze. Așa. Fac, după aia zic și de program de ascultare. Mănâncă omul? Mănânc și eu? Eu mănânc mai repede ca el, că el stă la nuntă, stă mai fastos, mai știi, mai se întinde, mai ușpiți. Mă, tu bam, 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 noi repede. Câte ți-amă să mănânci acasă? Un sfert de oră, 20 de minute, nu? Haide, mă. Așa. Dar cât? Mai ales tu acum că ai slăbit, ce, păi, două minute, nu mai mănânci shawarma. Ai mâncat într-o sfert de oră, 20 de minute. Shawarma o mănânci mai repede decât o salată, așa. Depinde câtă maioneză pune. Ți-ai făcut pauza, ai mâncat, ai băut un șpriț, o apă, ai fumat o țigară? Te-ai apucat înapoi. Pentru că sunt care mănâncă la fel mai repede, sunt care mănâncă mai... Dar, oricum, pauza, eu o văd undeva la 15-20 minute. Da. Am înțeles. După programul ăsta de dans, care eu nu mă opresc dacă omul dansează două ore, cum am spus. Dans transpirat. Da, adică eu, încă o chestie. Eu nu am programe stabilite la nunți. Adică? Eu nu mă duc cu playlist. Am, ai, mă duc la mire. Ceva informativ ai în funcție, nu trebuie, mă, mire, pe asta vreau zi. Păi am zis că omul trebuie să știe ce cânt. E mulțumit deja cu invitați, cu tot, da? Bun. Deci eu nu mă duc cu playlist la mire și îi spun, uite, astea sunt programele care le cânt și eu nu sar din programele astea. Dacă vrei astea, îți cânt, dacă nu, nu. Nu, eu ce fac? Îl întreb pe mire, da? Dacă, cum am zis la început cu invitații și cu asta, ce se ascultă la tine? Cu ce vrei să încep? Cu asta, cu asta. Eu o să trec și prin ușoară, și prin populară, și prin grecească, și machedonească, unde văd... Că e vibe-ul. Acolo, unde se ridică acolo omul? Acolo ții cel mai mult. Nu o ții numai pe aia, că dacă stă numai la populară, omul sus, nu cânti toată noaptea populară. Că poate mai sunt vreo 20 care așteaptă și un blues, știi? Dar important e să ții vibe-ul ăla pe ce se vrea la nuntă. Știi ce zic? Adică eu nu mă duc cu programul stabilit, cum am zis. Că poate am... Dar presupun dacă vrea omul miri să transmit dinainte, recomand să-ți transmite un, ce melodie ar, și-ar dori la, la el la nuntă, da. Să-ți transmită dinainte, presupun, ca să știi cum să le integrezi în tot programul nunții. Că da, dacă vrea și Ed Sheeran și vrea și pe copilul minune, măcar să corect, nu spui, acum pune minune, nu, știi? Nu, de asta e o discuție, de asta te întrebam, cum decurge o discuție pe, și un plan a petrecerii, a muzicii de petrecere? Îi întreb de obicei, dacă ai niște melodii care nu ai vrea să le auzi la nuntă, sau niște melodii care sunt... Uite, asta e foarte important. Da? Sau, deci întâi întreb ce nu ai vrea să asculti. Păi da, ca să, ca să nu... Păi să nu am probleme. Da, 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 păi să știi că am avut, mai, acum mulți ani am avut o situație care și acum pentru tata, socru și s-a dat și toată lumea a început să plângă. Păi vezi, asta vreau să spun. Fiindcă nu era, n-a fost comunicare. Da, a fost da, comunicare da, da, și da. Solicită toată bada s-a uitat. Da. Ce s-a întâmplat și mireasa era, te ucid. Păi îți dai seama, și da. Și s-a transformat totul, a fost niște momente, bine, a revenit, da. Dar a fost un moment care poate nu își avea loc. Corect. Asta e foarte importantă comunicare, presupun, și la... Da, la... nu neapărat că le zic ce melodii n-ai vrea să asculți. Cum ai zis tu, adică eu acolo vreau să bat. Dacă are vreun de ce sunt familie, dacă, dar numai că l-am luat mai pe de departe, știi? Dar dacă el nu se prinde, la un moment dat îi spui, băi, ai... Nu, îți trăiesc toți frații, îți trăiesc toți părinții, îți trăiesc, că e normal să întrebi, ca să știi. Da. Dacă nu e tata socru, ce faci? Când de socru, nu? Sau măcar știi... Ok, e o melodie care e foarte faină, prinde extraordinar. Înlocuiește-mă pe tata cu mama. Da, schimbi versul, schimbi cu... Frunzuliță mă rotat, as în mândru tare, băiatul mi s-a însurat și sunt socru mare. Da, tata, socru a murit. Frunzuliță mă rotat, as în mândră tare, băiatul mi s-a însurat și sunt soacră mare. Da, ai schimbat. Mă, bravo. Înțelegi ce zic? Da, cam asta e. Cântă și când mă sună. Trebuie să știi să întrebi toate chestiile astea ca să n-ai probleme la nuntă. Asta încă o chestie, apropo de ce ai zis tu, ca și listă. Da. Ce mă mai întreabă pe mine, ultima întrebare care mă întreabă miri pe mine, cât sunteți, cum ai zis tu, da. Ca să știu dacă pun meniul la toți. Și sunt mulți care, bă, dar sunteți 8 și mai vine șoferul, mai, dacă e în alt oraș, stă și șoferul, stă și sunetistul, stau acolo. Na. Și se gândesc că acum meniurile sunt undeva 350-400 de lei de persoană. Chiar mai bine.
Da, depinde de locație. Depinde de locație. Da, e media, zic eu, un 350. Da, da. Ori 8. A, așa. Te duci. Poți ești de la cu platou? 3 zile la munte, nu zic. De la cu platou, ăsta e cu platou. Nu, mă, nu sunt cu platou. Dar dacă sunt miri atât de pretențioși, lasă, bă. Stai liniștit. Adă un platou aperitiv. Ai, 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 asta e cu platou. Și la friptură îmi fac comandă la McDonald's. Ce vrei, acum nu te mai duci să mai cânti la om că nu-ți dă tot meniu? Bă, nu știu, eu am un contract. Bine, dar tu stai și zi și noapte, tu ești plecat. Da, păi asta le spun. Eu mă duc seara, poate. Și îi spun clar, fără platouri. Da, știu. Că se întâmplă ca eu să fiu un plecat în formație acolo când ajung să mănânci tu ceva din platouri. Nu mai e. Bine, hai, dă-i înainte, scoate batonul din buzunar, runță-i la batonul și dă-i înainte. Da. Deci asta cu mâncarea e oricum. Da, mai flexibil. Asta poate și două feluri. Adică dacă are patru, dă-mă, frate, numai două. Nunți, n-ai mâncat. Problem. Nu zic să nu mănânci deloc. Da, se întâmplă. Să nu mănânci că dacă ai patru feluri, stau numai la masă. Am mai văzut prestatori, adică pune așa, care pune la pachet, pune la pachet. Păi, la da, mă, sunt pachet, mulți. Da, sunt care au căței, pisici. Ce vrei, mai sunt. Stai seama. Da. Care sunt cele mai populare melodii? Printre la o nuntă? Da, la o nuntă. Cele mai populare melodii la o nuntă sunt cele referitoare la miri, naș, socri. Cele mai populare. Păi, care sunt cele mai populare? Păi dacă te duci la nuntă și nu e cânti de mireasă... Ce familie frumoasă, nu? Asta, bă, dacă te duci la nuntă și nu... Și ce familie frumoasă e, faină? E bună, cum nu? Dacă te duci la nuntă și nu cânti în primul rând pentru mire, mireasă, naș și socri, păi nu mai este nuntă faină, nu? Adică, bineînțeles. Din punctul meu de vedere, că sunt nunți care și au trupe de cover sau care cântă numai internațională sau alte genuri. Depinde, da, care sunt nu oameni cântă neapărat ce cânt eu, de mire, mireasă, naș, socri. Da. Sau sunt la fel cover-uri internaționale în engleză, tot despre aceeași chestiune. Da. Numai că la mine e mai direct, știi? I-ai spus mire, i-ai spus mireasă, i-ai spus naș. interesant. Da. Deci nu vrei să numești niște melodii? Lasă așa. Da, uite, ți-am zis, tocmai că am cântat de socru sau soacră. Asta pe horă. Da? Pe ușoară? Pe ușoară. Pe care melodii sare? De dragoste, pe care direcția sare lumea? 5, holograf, bun, adică românești. Pe da. Și stilul pe ăsta... clubbing, pe ce sare lumea în sus cel mai tare? Pe clubbing? Sau pe, da, pe zona asta, de, sau pe oriental, pe ce sare? Pe grecească? Pe care da, grecească, machedonească, părerea pe mea. Acolo, când și e după... firida, când păi, e lună... Dai drumul la grecească, machedonească, știi ce se întâmplă, nu, după aia? Păi pleacă... Păi vine omul și îți spune, bă, dar un manea nu știi... Și la ce oră încep manelele, mă? Mai avem puțin, că a spus generică spre dimineață. Spre dimineață, știi? Nu? Da, generică și el abia stă. Ce prost am fost că am spus așa. Da, nu ți s-a întâmplat să vezi la nunți? Ce să văd? Că să vrea invitații, să vrea o manea și solistul să fie zis, bă, dar ăsta mi-a zis că dimineață, n-am cum să-ți cânt acum. Da. Păi depinde de invitați și știi cum e, mirii de obicei așteaptă să plece cei cu etichetă, că sunt oameni care... Chestia e în felul următor, fii atent, apropo de etichetă. Și oamenii cu etichetă, procurori, avocați, doctori. Da, dar nu se afișează. Adică alt stil. Nu, fii atent. Dar nu se afișează, știi până când? Până la 3. Până când o cânti. Când ai cântat-o, primii care ies. Clar. De foarte multe ori mi s-a întâmplat chestia asta. Bă, să știi că noi avem oameni mai cu ștaif, știi? Uh-huh. Și nu vreau să cânti manele. Și apropo de asta, eu nu cânt manele dintre alea deranjante. Nu, frate, când manele comerciale, cele mai frumoase manele sunt vechi. Alea vechi, de dragoste, care au un mesaj de transmis. E nuntă mai ales. Cânti de dragoste, nu? De fericire. Da. Nu de alea de bocete și... Păi nu, n-ai făcut nimic. Foarte frumos. Da, și eu zic că dacă la orice nuntă și aia ca cu ștaif sau cu etichetă, cum ai zis tu, dacă îi cânti o manea dar de dragoste... Dar trebuie să fie încălzit. Veche, frumoasă, da, și puțin încălzit. Corect. Adică nu poți să... am avut o situație cu o trupă care nu era din România, dar vorbea în românește și a băgat diamantele imediat după dansul mirii.
Și a făcut-o ei o reinterpretare, da, cumva. A făcut-o ei o reinterpretare, că nu era muzica nu era nici de manea, nici de populară. Da, era, da, da. Dar știi, când a avut versurile de toate diamantele, adică ai, știi că e manea. Ai, și da, toată lumea se uita așa, știi? Și eu mai când, nici nu pot să ies și când Macarena pe horă. Da, și eu mai am. Nice. Adică da, asta mă gândesc, că trebuie să bagi și dacă îți vine mirile sau dacă cere cineva, dacă lumea încă nu e încălzită, că trebuie să încălzească ca să ajungi la momentul Absolut. De manea, mă gândesc, nu? Da, da, da. Așa toată lumea. Dar ai deznodământul de obicei. E deznodământul, da, aia se face dezbrăca. Ia-ți mineasă ziua bună după aia. Da. Frumos. Și anul ăsta avem ceva, ți anunță ceva, trenduri muzicale sau ne distrăm la fel de frumos cum ne distram anii trecuți în aceleași zone? Eu, dacă în 2024, cum da, vezi? Eu văd nunțile ideale cu mine. Cu tine? Aia, deci nunta ideală, dragi. Dar deci cum? Nunta ideală în Iași, da, în 2024, e cu Vlad Creator Ocula, nu-i orchestra. Da, mă, și dacă Mihai vreți Bersa, poza aia de grup, o luați pe Paul. Nu, numai, cred că nu numai poza aia de grup e semnătura mea, dar e frumos, cum spui, că e, da, ca întotdeauna are el, Vlad, vorbele la el. Nu, să știi că nu le-am întotdeauna. Cum, mă? Le mai caut ești, uneori. Le mai caut. Ai, bune, foarte frumos și asta. Dar, uite, o întrebare. Dacă despre trenduri să zicem că nu s-au schimbat tare mult și suntem în acele zone, tot frumos ne distrăm, așa cum știm noi să ne distrăm, românește, autentic. Ce ai zice? DJ sau formație? Cum ți-am zis mai înainte, că chiar nu terminasem subiectul. Păi de asta am revenit cu la întrebarea asta. Eu îl am și pe DJ ca să fie și pentru acea gamă de oameni care vor DJ și atunci eu le ofer pe amândouă, dar nu e obligatoriu, da? Sunt care vor DJ la nuntă și atunci eu le zic, avem și DJ și aveți și formații. Da, mă, aveți, dar pe amândouă. Scump, frate? Nu. Cât e, mă? Nu, mă, nu-i scump, nu dau prețuri. Păi sună-mă mâini. Cine ai preț? Sună-mă mâini. Zi, mă, cât e, mă? Sună-mă mâini. De la cât începe, mă? Păi ăsta e 7.000, cât e? 8? Nu, frate, da, cum să-i, bă, dacă îți spun prețurile pe care le luăm noi la nuntă... Păi, ai. N-ai cum. Păi, tu mai bine, reclamă gratis, ia zi. Nu, păi sunați-mă și le aflați cu siguranță. A, ăla, o să-i 10.000. Nu. Nu, 11. Nu, mă, e foarte, e mic, mi-au spus mulți, băi, da, așa? Da, frate. Păi, dar suntem în România. Uite și tu la salariile cu care trăim. Cum să cer la om? Păi, na, depinde de fiecare cum își face business, da, depinde cum aduci, dacă ai 15 oameni, de depinde, da, depinde, da, da, de, corect, de toate. Dar tu vii cu schele de lumini, cu tot, toate astea, tot, cu tot ce moving vrea. Hate. Ce să alea, mă? Moving head. Moving head. Moving head-uri, da. Deci nu ne zice așa, măcar un interval, nu știi, dar cum e. Cine vrea mă sună, dați un mesaj. Mă, cred că puteți avea pe Vlad pe la 1500 de... Uite acum. Botswana. Ok, acum că tot ai zis. Hai. Zile tu, bine că asta ne cunoaștem, zi tu cu câți bani îți cânt la botez, mă. Dar să mor eu, nu știu, eu sunt cu mătru. Păi da, mă, și ce, nu cu dar voi de am vorbit? Dar de unde să știu eu? Dar ai vorbit cu mine? Abar n-am. Cu Elena, mă. Dar n-am, da, nu, n-a, a zis cu părinții, da, copilului, am întrebat, plătis, mă. Ea, păi mi-a zis... El vine degeaba, că vine, e de acasă, Elena, e la plopii fără soț. Vezi, acum nu mai pui să spun prețul. Nu, întotdeauna a fost... ne-am distrat întotdeauna la subiectul ăsta de preț. Da. N-ai cum. Că nu e mult, dar așteptă dedicațiile și da, Paul astea. Paul spune întotdeauna că nu dă dedicații, dar el e primul care vine și îmi dă. Dar după aia mi-i cere înapoi. Bă, vin ca să fac safteaua, știi? Corect. Așa e frumos. Da, deci cu DJ sau cu asta am rezolvat. Faci la mine. Și în pauze ce pune DJ-ul? Cu DJ-ul. Asta e discutabil la fel. Bă, dacă de la mir la mir. Poate... Nu, e discutabil. Ce vrei să asculti? Interesar meu. Întreb Miri, ce vrei să asculti în momentul când noi luăm pauză? Muzică de aia. Ok, DJ-ul vine pregătit cu playlist de muzică oldies sau și dacă clubbing. Sau. Ok. Vine cu playlist-ul care așa și da, mai are și de club în caz de mai spre dimineața, la deznodământ. DJ vadă... nu vine fără... Exact. Dacă nu are YouTube-ul la îndemână și rupe imediat. Da. Miri ar trebui să-ți spună dacă au invitat solist
sau dacă au invitați de astea... Speciali. Da. Interpreți. Interpreți. Da. Ar trebui să-ți transmită sau... Absolut. Că mai sunt și situația în care mirii nu știu. Da, am avut anul trecut. Surpriză din partea nașilor sau din partea părinților, da? L-au contractat pe respectivul să vină la nuntă. Mi s-a întâmplat anul trecut, nu dau nume cine, a venit la eveniment. Noi abia terminasem un program lung, o oră jumate, nu știu cât, am cântat continuu. Era mega show, folclor. Era o nuntă pe la Pașcani, axată mai mult pe folclor acolo. Am cântat o oră jumate continuu. Da, acolo e... Nu, Pașcani. Pașcani, da. Așa. Vine respectivul solist. Invitat, da. După o oră jumate... ăștia instrumentiști, lați, stai să mă, după o oră jumate stai acolo cu instrumentul și cânti, frate, cânti continuu, da? Vine respectivul, am ajuns. Sunt din partea nașilor să cântăm. Păi cum să cântăm? Păi cânti. Avea microfon? N-avea nici microfon. Asta e... N-avea nici stick cu negativ. Cum n-avea nici stick cu negativ? Nimic. Mm. Și a zis în felul următor. Păi dacă nu vrei să cântați, eu plec la Iași, că mai am nunți și acolo. Înțeles? Și am zis, și din partea aia. Mea, poți să pleci. Dar țin atât de mult la naș, încât trebuie să mergem să vorbim cu ei. Și l-am luat pe respectivul, din partea Sucevei. L-am luat pe respectivul, m-am dus la naș și am zis în felul următor. Domnul nu are nici microfon, nu are nici stick, l-ați chemat să cânte. Dar cum cântă? Păi noi l-am chemat să cânte, cum eu să știu cânte, ce cum vine, vedem, mai, da. Exact ca și cum m-ai chemat pe mine la pozat și vin fără aparat, nu? Având în vedere atitudinea lui, că dacă venea, băi, îmi cer scuze, vă rog, ajutați-mă, că mi-am uitat microfonul, stick-ul, mi-am... Da. Bagă ceva, bă, am făcut pana, mi-a căzut stick-ul când făceam roata. M-am dus la naș și am zis, a vorbit și cum a vorbit și atitudinea lui și treaba este în felul următor. Orchestra vrea niște bani ca să poată să cânte cu el. Ce ridicat, mă. Nașii au plătit 1000 de euro pentru programul respectivului în plus, pentru noi. Haide, mă. Da. V-am spus că e scump. 100% garantat. Poate se uită mirii și cu nașii și știu despre ce vorbesc. Și i-a scăzut omului din... Nu știu, n-am întrebat. Nu știu. Ia, auzi, mă. Da. Interesant. Dar asta zic, că cel mai bine e să comunice cu tine, că dacă știai că trebuie să vină invitatul. Eram pregătit, dar vorbeam cu el dinainte. Vorbeai cu el, ei îmi pără, bă. Dar nu știam nici eu, nu știam nici Miri, nu știa nimeni. A venit acolo, hai că trebuie să cânt. Păi cântă, na, cântă. Băi, na, a fost, cred că, o eroare de comunicare. Asta vreau să spun, să le transmitem celor care ne ascultă sau ne văd pe diversele canale. Să comunice cu formația foarte mult, da. Și dacă au invitați, dacă au, că mai sunt care aduc trupe de dans. Și la fel, te trezești că vine cu stick-ul. Acum, bag stick-ul. O chestie ca să nu mi-au o grămadă de hate, că așa se întâmplă. Lasă-mă că hate-ul să aduce popularitate. Da, să le explic. Nu e chestia că suntem noi aroganți sau, băi, stai că nu cântăm cu el sau cu oricine. Sau, nu, dar, e chestia de asta. Și cu microfonul nu e bine, păi, de data, tot am auzit. Normal, îți dai seama că își pune saliva pe microfon sau e chestia de atitudinea lui față de noi. Noi ca și cum eram obligați să cântăm cu el. Știi? Da, ca și cum asta, ar veni un fotograf, invitat special, da? O vedetă, nu știu, fotograf, da, invitat special, la nuntă unde tu ești fotograf sau Mihai cameraman și bă, am venit să fac câteva poze. Dă-mi și mie camera. Dă un pic camera să fac două, trei poze. Nu? Da. Și nu te duci la Miri, da, și îi spui, băi, stai puțin, a venit fără microfon, fără stick, cum a venit fără aparat, da. Vrea poze. Păi, da, eu îi dau, poate, el are altă viziune, face altfel pozele. Dar dă și mie 500 de euro că aparatul ăsta a costat. Da, nu, vreau să le transmitem, da, ai dreptate. Da. Vreau să le transmitem Mirilor și cel care vor să facă surprize, că de obicei nașii sau socrii fac surprize de astea, că e bine să anunțe formația de ce surprize vor să facă. Că vor să facă moment de dans, că vrea să aducă un invitat special, că vrea orice. Mare atenție la dansatori. Să vorbească cu formația, să comunice și la fel și voi, cred că e foarte important să comunici cu restaurantul. Să știi programul, să știi toate astea. Da. Cum menegereați asta? Adică, imediat ajungem la restaurant, încă o chestie ai pomenit de dansatori. Când vin dansatorii, și asta le zic și la trupe, exact, poate se uită cineva. Atenție la stick-urile cu care vin. Nu veniți doar cu un stick. Să nu vină trupa de dans cu un singur stick. Se întâmplă,
ei au mai multe evenimente pe seară. Se întâmplă să ducă la un anumit eveniment, să viruseze sticul sau să magnetizeze și când ajunge la noi, nu mai funcționează sticul. Care? Se întâmplă. S-a întâmplat. A, pățit-o. Da. Și a trebuit să cânte orchestra să danseze dacă era de muzică populară, dacă da. Vine, nu știu, da, The Sky. Dacă vine un belly dance sau ceva, da, sau vorba ta de Sky, care faci. Au tot felul de da. Tango sau altceva. Vii cu două, trei sticuri, ia-ți și laptop, ia-ți la tine. Că da, eu, da, da. Eu, sincer, mă duc cu microfonul meu fără fir, da, am și unul cu fir. Ca să fie de backup, da. La fel și noi, cum suntem cu backup-uri, cu camere peste camere. Nu știi ce se întâmplă. Da, 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 da. Așa. La sală, înainte de începerea evenimentului, cine ajunge primul? Cine ajung primii? Formația asta și... Să băgați sculele. Da. Eu mă duc la șeful de sală și îi spun, ai un desfășurător? Și el... 99,99% din cazul cantă. De există. Da. Există. Și atunci mi-aduce o foaie. Asta de vreo 2 ani de zile se întâmplă, că înainte nu mi-aduceau foaie. Acum da. Mi-aduce o foaie, da. Mi-aduce o foaie scrisă. După pandemie se aduce da. Foaie. La ora de... primul fel, la ora de, păi asta al doilea zic că fel, la ora e foarte aia... important să știe și mirii că da. Între informație și restaurant trebuie să fie o comunicare ca absolut. Să știți și voi cum faceți programul. Tu poți să fii în horă și dai acolo și deodată da. Trece friptura. Da, da, nu, nu, seama, nu, să spar tot. Nu, nu, și nu, nu ești... Da, de deci contează foarte mult cooperarea dintre șeful de sală, manager, cine se ocupă și formație. Și nu numai și formații, și foto, video și orice. Dacă urmează deschiderea și nu spui la videograf, s-ar putea să aici fac da, deschiderea. Dragule. Aici da, și dacă să dai alte... Și atunci ce... Și poate să fie videograful, poate să fie la baie. Se mi s-a întâmplat, s-ar putea, dacă nu mă înșel și cu tine la vreun eveniment, să fie un moment și să îl reiau după aia încă o dată, că nu s-a filmat sau nu a ieșit fotografia bună. De obicei, nu știu dacă am pățit-o noi să o reluăm, dar știu sigur că am pățit în care întotdeauna mă anunțai, vezi că facem aia. Știi? Da, și e foarte da, important eu vedeam ca formația mereu, să, mereu, formația da, să da. Vorbească cu foto, video, cu obligat. Cine e implicat acolo, să transmită. Bă, vezi că se întâmplă aia, vezi da. Că aia, că uneori, pe unele le știu, dar se pot întâmpla momente care nu le știu. Da, mă, dar mai este o chestie, suntem oameni, suntem normal, mă duc, te duci la toaletă sau da, te duci asta, să fumezi o țigară. Sau poate ai văzut un cadunat, te-a chemat corect, cineva să exact. Faci o poză afară. Foarte mult contează relaționarea. Și tu te uiți, bă, nu se întâmplă nimic, știi? Ok, nu se întâmplă nimic. Și în secunda următoare, da. Vine tortul. Oh! Mai scoate-l afară, duliar. Băi, nu mai avem artificii. Du-te la OMD, mai ia. Uite-mă cum face reclamă la benzinării. La Mol, la Lukoil, știi, când spui mai mult, nu mai este reclamă. Da, așa e. Frumos, frumos. Îți doresc succese, cum se spune, succesuri, da, cum era... Da, gata? M-a semnalizat, m-a semnalizat. Că mi s-a terminat bateria la ceas. Ai văzut de când vorbești, de când vorbești s-a terminat bateria la ceas? N-am terminat, mai aveam atâta de spus. Ia zile, mă! Păi acum nu vin, că dacă s-a terminat... Mai vin, mamă. Auzi. Ia zi-te un gând frumos pentru 2024, pentru Mir, ce le recomand, domn? Acum că se termină bateria la ceas, vă recomand să vă iubiți. Ca să faceți și cu mătrii. Să ajungem sănătoși la eveniment. Să ne distrăm, să ne bucurăm. Mă, în principal, iubiți-vă și aveți grijă de sănătate, mai ales înainte de eveniment. Adică să se odihnească, să doarmă, să nu fie... Să nu fie nici răciți. Să aibă grijă, s-au întâmplat, bine, acum nu mai o dau un altă și mai ne trebuie încă o oră. S-a întâmplat, mă, să fie răcit sau să pățească ceva, să fie prin spitale, să nu s-a întâmplat o grămadă. Să, da. Aveți grijă de voi, ăsta e cel mai mare sfat, sănătate și iubire. Da, că după sănătate și iubire va veni și distracție, să vă bucurați de ziua aia, da. Să fiți alături de invitați, să fiți pe ringul de dans, să vă luați oameni care... Vă plac, vă care sunt pe sufletul vostru, la fel cum am început acest podcast că povesteam, luați oameni care să fie pe placul vostru și pe placul invitațiilor, să fie atmosfera care vă doriți voi să o creați împreună. Mersi mult, Vlad, bine ai venit la sezonul 4, tine am început. Și trebuie să mă mai chem, mă, că mai aveam, mai aveam. Mai aveai, dar nu mai țineam minte, da, vă pup, dragilor. Vă mulțumesc mult că stați până acum, că Mihai ne semnalizează că... A ora a trecut intră și intră știrile.
Sper că am fost frumoși alături de voi, că v-am oferit informații frumoase și momente picante. Vă pup, vă îmbrățișez, soare în suflet și like, share, subscribe, dragilor, share the love!